Așadar, dragilor, din nou împreună cu nepoțica mea, din nou la lecția de matematică. Și uite cum și observi și prietenii noștri pot face legătură cu lecția din urmă. N-am șters tabla special pentru că vreau să mai trecem încă o dată în revistă proprietățile acestea de care avem foarte mare nevoie în aplicații. Dintre cele șase proprietăți, una este banală, stabilită ca o, să spunem, convenție, că orice număr la puterea 0, orice număr diferit de 0, la puterea 0 face 1, Da. apoi spune-le tu pe celelalte 5, pe care le întâlnim foarte des. Bine. A doua proprietate, adică care ne arată cum să împărțim Cum două să? puteri cu aceeași bază. E a Că treia P e aici, în avem bază. noi. A doua era asta. A, Cum scuze. se mulțesc? Cum să înmulțesc două puteri cu aceeași bază. Copiem baza și adunăm exponenții. Apoi. 3. Ne arată cum să împărțim două. Puteri, două puteri care au aceeași. Două puteri care au aceeași bază. Copiem baza și scădem exponenții. Și din experiența noastră am văzut că împărțirea poate fi așezate, aranjate ca o fracție, nu? Orice Da. împărțire poate fi privită ca o fracție. Și atunci, unde va rămâne baza cu exponent diferență? La numărător sau la numitor? Depinde unde e exponentul mai mare. Că Da. dacă e exponentul mai mare la numărător, acolo se face diferența. Din cel mare scădem pe cel mic. Dacă e la numitor, sigur la numitor va rămâne. Deci, să înțelegem că împărțirea noi o surprindem ca pe o fracție. Și foarte des în calcul vom avea situația aceasta. Când facem simplificările, de fapt. Când facem o simplificare, nu facem decât exact operația asta de împărțire prin baza la exponentul cel mai mic. Și atunci, diferența va rămâne acolo unde e exponentul mai mare. Bun. Deci, cum înmulțim două puteri care au aceeași bază? Cum împărțim două puteri care au aceeași bază? Am discutat acum. Ar mai fi de precizat că la prima proprietate, foarte des vom avea situația când vom surprinde o putere cu un exponent dat, ca o fiind o exponentul acela ca o sumă de două numere și până ne întoarcem înapoi. Adică orice e egal se citește din stânga spre dreapta și din dreapta spre stânga. Deci acest lucru să-l remarcăm și să-l reținem că așa se mulțesc două puteri care au aceeași bază, dar și înapoi egalul poate fi privit. Adică, dacă aici avem un anumit exponent, 7, să zicem, 7 acela poate fi zis ca 5 plus 2, și atunci ne întoarcem la a doua ori la a cincea, că este foarte important în aplicații, când ne întoarcem înapoi, ca să dăm în factor comun. Ne construim, nu? Puterea cu exponentul cel mai mic și să putem scoate în factor comun. Aceasta trebuie discutată și reținută ca proprietate la 2. Apoi, 4 și 5, la ce se referă? 4 și 5 se referă cum să ridicăm fiecare Nu, factor. nu. Cum să ridicăm un produs la o Bun. putere? Cum să ridicăm un produs la o putere? Și asta, Luăm dacă eu. fiecare factor în parte și Îl ridicăm la acea putere. Deci, ridicăm la acea putere. Deci a ridica un produs la o putere înseamnă să o facem cu fiecare în parte. Fiecare Exact. factor al produsului, dacă sunt trei sau patru, cu fiecare în parte. Dar atenție, numai dacă e produs sau împărțire, că dacă e adunare sau scădere, nu mai putem face asta. Asta iarăși e foarte important de ținut minte. Deci dacă avem o adunare,
sau o scădere, nu mai putem face proprietatea asta. Numai pentru mulțirea mai multor termeni sau împărțirea a doi termeni, când vrem să ricalăm. Și împărțirea o vedem ca o fracție și asta înseamnă într-un limbaj, înseamnă așa, a ridica o fracție la o putere, deci în loc să vorbesc de împărțirea la o putere, a ridica o fracție la o putere înseamnă să ridic și numărătorul și numitorul la acea putere. Da? Deci nu am deloc să ne fie clar posibilitatea ca o adunare sau o scădere să o ridic la o putere. Nu există, decât să facem calculul. Deci facem calculul la bază și după aceea operăm. Numai dacă e produs sau împărțire pe care o vedem ca o fracție. Și asta ar fi. Și ultima proprietate. Și ultima proprietate este cum să ridicăm o putere la o altă putere. La o altă putere. Să copii baza și să mulțesc exponenții. Da. Deci acestea 5 proprietăți pe care trebuie să le avem tot timpul după noi, în orice moment și de câte ori vom fi puși în situația să le aplicăm, vom vedea din context pe care din ele, din contextul exercițiului. Și nu uita orice egalitate să citești din stânga spre dreapta sau din dreapta spre stânga. Adică dacă va fi situația de mers înapoi, apoi o să o facem. Și ți amintești că, uite, a și rămas exercițiul acesta, am propus să facem calculul ăsta. 2 la 7 ori 6 la 5, ala ai scris pe căițel, uite-te și tu, da? 2 la 7 ori 6 la 5 plus 36 la 3, supra 72 la 5. Da, am scris. A încercat să facem calculul în sine, este ca și cum te-ar pedepsi cineva. Adică orice, deci nu vrei să faci 72 la 5 pentru că dă un număr foarte mare. Și atunci trebuie să te duci pe puteri. Și iată pe 6 l-am zis 2 ori 3, nu? Și atunci ia vorbește tu. Hai, vorbește tu că eu vreau să vorbesc mai puțin. Deci uite-te pe căițel și spune pe 6 l-am scris ca 2 ori 3. În paranteză, la puterea 5-a. Corect. Plus? Plus 36, care l-am scris 2 la 2-a ori 3 la 2-a. Adică e 4 ori 9, nu? Da. Și 4 e 2 la 2-a, 3 la 2-a și totul la a 3-a, cum era acolo. Da. Și jos? Și jos... 72, dar noi l-am scris 23 ori 3, nu. Nu 23. 2 la 3-a. 2 la 3-a, că e 8. 3 72 la 2-a, totul la 5. Deci în limbajul nostru știm bine că 72 este 8 ori 9. Iar 8 e 2 la 3-a, 9 e 3 la 2-a și atunci... Căutăm să exprimăm pe 72 ca un produs de factori, nu? Cu baze numere prime. Și asta tu ai făcut-o din descompunere. Ți amintești că 72 l-ai descompus acolo și ți-a dat 2 la 3 ori 3 la 2. Dar tot atât de bine eu am spus că e 8 ori 9 și iată și totul la 5, da? Mai da. Departe, egal cu? Egal cu 2 la 7. Da, care era? Ori 2 la 5 ori 3 la 5. Am aplicat care proprietate? 4. Deci e vorba de ridicarea unui produs la o putere. Da? Da. 2 la 5 ori 3 la 5. Fiecare factor la acea putere. Plus, mai departe? Plus 2 la 2 ori 3 la 2. 2 la 2, totul la a 3-a. 3-a ori este, 3 la 2 la 3-a. Este încă un produs. Se ridică fiecare factor la acea putere, la a 3-a. Adică cine e primul loc? E 2 la 2-a și l-am pus în paranteză că e o putere și primul totul la a 3-a. Apoi 3 la 2-a, totul la a 3-a. Da? Și jos, iarăși am aplicat proprietatea,
Spune tu, care? Jos, iarăși 2 la 3-a, totul la 5-a, ori 3 la 2-a, totul la 5-a. E care proprietate? A 6-a. Nu, tot 4. Nu, 4-a. Tot 4, că sunt 2 factori. Primul e 2 la 3-a, al doilea e factorii 3 la 2-a și totul la 5-a. Adică nu, acela e 5-ul. Aia, și fiecare la cea putere. De aceea zi 2 la 3 totul la 5, 3 la 2 totul la 5. Mai departe. Mai departe. Doi la a doua. De ce 2 la a doua? E 12 aici, parcă. 12, pardon. Dar de unde a apărut 12? De la 7, de la 2 la 7 ori 2 la 5. Așa, e produsul a două puteri. E proprietatea 2, nu? Cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază? Copiem baza 2 și am adunat exponenții. 7 și cu 5. Asta vreau să înțelegi foarte bine, da? Ori? Deci după ce am complet aici, ori 3 la 5. Ori 3 la 5. Plus, acum suntem aici, plus. Ridicarea unei puteri, că e 2 la 2, totul la 3. Ce proprietate este asta dintre cele care le vezi pe tablă? 6. 6. E 2 la n, totul la m. Deci 2 la 3, 2 la 2, totul la 3. Și atunci am spus că face 2 la 3 ori 5, 15. Da, nu suntem aici. 2 la a 6, parcă vine, nu? E 2 ori 3, 6. Ori 3 la... Ori 3 la... ori 3 la 6. Iar 2 ori 3, care face 6. Supra, jos. Supra... doi la 8. De ce la 8? Că e o putere la o altă putere. Când ar fi fost 8, dacă ar fi fost 2 la 3 ori 2 la 5, atunci adunam. Dar dacă e 2 la 3 totul la 5, e ca și mai înainte. 3 ori 5. Deci 2 la cât? 2 la 15. 2 la 15. Deci 2 la 15 ori 3 la... ori 3 la 10. 3 la 10. Deci, Maria, în momentul de față, am, prin exercițiul ăsta, am aplicat toate proprietățile de aici. Da. De acord? Deci toate proprietățile, cu excepția împărțirii. Cred că împărțirea n-am aplicat-o. Și a la 0. Da? Ei bine, acum avem la numărător o sumă de doi termeni. Primul termen care este? Al sumei. Primul termen este... Dar tu nu l-ai scris acolo. 2 la? 2 la 7. Nu, 2 la 12 ori 3 la 5. N-ai avut 12. Ah, da, deci, scuze. Primul termen. Da, scrie-l și tu, Măriuca, dacă nu scrii, de-aia zine. Eu de pe tablă te uiți la mine, mai greu. Deci primul termen, scrie-l de-a, scrie acum. Am scris, dar partea asta nu, scuze. Păi scrie-o, de-aia ți-am spus să o scrii, pentru că am... Scrie-o, dar partea asta nu știu de ce, nu.
Deci 2 la 12 ori 3 la 5. Nu? Vorbește. 3 la 5. Plus. Plus 2 la 6. Ori 3 la 6. Totul supra. Totul supra. 2 la 15 ori 3 la 10. Bun. Deci spuneam, la numărător avem o adunare și adunarea se face dintre doi termeni. Care e primul termen al adunării? Citește primul termen. Adică... 2 la 12 ori 3 la 5. Sigur că da, e până la plus. Deci primul termen este acesta pe care îl vedem, 2 la 12 ori 3 la 5. Al doilea termen este? 2 la 6 ori 3 la 6. Exact. Vezi? Avem doi termeni. Ce sesizăm este că fiecare termen în parte este un produs de factori. Adică primul termen este produsul cui? Citește-l. La 12 ori 3 la 5. Hai, citește-l. Deci ăsta e produsul, iar cel de-al doilea produs este... Scuze. Cel de-al doilea produs este? Pe care e cel de-al doilea termen? Cel de-al doilea termen, că am vorbit mai devreme. Da, 2 la 6 ori 3 la 6. Asta vreau să zic. Ei, cei doi termeni au fiecare în parte, în componența atât pe 2 la și 3 la. La fel și cel la 2 la și 3 la. Deci amândoi au acești factori. Și acum noi căutăm să exprimăm cu ajutorul exponentului cel mai mic. Uitându-ne după 2, între 2 la 12 și 3 la 6, care e cel mai mic. Între 2 la 12 și 2 la 6. Cozi pentru zgomot. E, păi, na. Zgomotul e zgomot, dar vorbește, că așa stăm să așteptăm zgomotul, tot văd că revine. Păi, da, că repară acoperișul. Dar nici n-am înțeles ce ai întrebat. Pe asta te întrebam. Între 2 la 12 și 2 la 6, care e cel mai mic? 2 la 6. Bun, păi la lăsăm. Și atunci căutăm să-l exprimăm pe 2 la 12 folosindu-ne de 2 la 6. Deci cum îl scriem pe 2 la 12? Așa. Deci o să zicem 2 la 6 ori 2 la 6. Deci 2 la a 6 ori 2 la 6. Ori 3 la 5, nu? Deci 2 la 6 ori 2 la 6 ori 3 la 5. Ai scris și tu? Păi stai, dar nu cumva punem și... A, nu, scuze. Deci scriem tot termenul întâi, doar că din 2 la 12 l-am surprins rupt în două. Și acum, deci, plus 2 la 6. Ori 3 la 5, nu? Da. Plus 2 la 6. Așa. Și acum, fiindcă
Mergem deodată, ca să nu mai pierdem timp. Hai să vedem dintre 3 la 5 și 3 la 6. Care e cel mai mic? 3 la 5. L-am și lăsat. Și acum, în loc de 3 la 6, să zicem cât? 3 la 5 ori 3 la 3, ori 3. 3 la 5 ori 3 la 1, adică ori 3. Bun. Și acum sesizăm că termenul 1 are ca factor comun 2 la 6, pe care îl vedem. Îl vedem 2 la 6 și unul din ei. Deci 2 la 6 îl vedem odată și îl vedem și aici. L-am notat cu roșu. Deci 2 la 6, 2 la 6. Și 3 la 5, respectiv 3 la 5. Jos nu umblăm la nimic pentru că nu avem o adunare sau o scădere ca să fim frământați de descompunerea asta de mai sus. Deci jos rămâne 2 la câta? 2 la a 15, e deja sub formă de factori, ori 3 la a 10. Da. Și egal cu. Eu am și notat ce este comun. Deci ce este comun am notat acolo cu roșu, adică comun la cei doi termeni. Și acești doi comuni îi vom pune în factor, adică în față, și până ce rămas punem în paranteză. Ce-a rămas din primul și ce-a rămas din al doilea. Deci o să scriem, cât să zicem, vorbește, dictează. 2 la... 2 la... Ce? Păi comun, care este comun? 2 la 6, 2 la 6 și 3 la 5, tot 3 la 5. Deci pun un factor comun pe 2 la 6 ori 3 la 5. Nu se vede tabla. Roșu. Nu se vede sus tabla. 2 la 6 ori 3 la 5. Pe lângă... Nu se vede sus tabla. Acum se vede, da? Da. Pe lângă, ce mi-a rămas din termenul, din primul termen? În primul termen, ce era scris? Citești încă o dată. Primul termen al adunării. Primul termen este 2 la 6 ori 2 la 6 ori 2 la 6. Ori 3 la 5. Și dacă am scos pe 2 la 6 ori 3 la 5, am scos pe 2 la 6 ori 3 la 5, ce-a mai rămas din primul termen? Nu. A rămas 2 la 3 cu negru. Deci ce-a rămas, punem. Dacă n-ar mai fi fost nimic, puneam 1. Dar fiindcă a rămas 2 la 6, o scriem. 2 la 6. Plus. Ne mutăm privirea la al doilea termen. Să vedem la al doilea termen cât. Al doilea termen. Pe cei cu roșu am pus în față. Da. Și au rămas doar cei cu negru. Adică... Trei. Pur și simplu trei. Și poți dai un pic mai în jos camera? Acum cred că s-a centrat. Totul supra... Ce avem la numitor? La numitor știm cât era. Cât era la numitor? La numitor... 2 la... a 15-a. 3 la 3 la 10-a. Că dar n-am umblat acolo. Da. 3 la 15 și 3 la 10. Acum putem face calculul ăsta, dacă vrem. 2 la 6 ori 3, plus 3. Putem face.
Dar dacă nu vrem, lăsăm și așa. Să haide să facem și calculul în sine. Cât va fi. Dar înainte de asta, să facem simplificarea. Că putem face acum. Suntem în produs. 2 la 6 și 2 la cât aici? Am la numitor. Am 2 la 6 și jos 2 la 15. Da. Și avem la împărțire. Cum se împar două puteri care au aceeași bază? Spuneam. Se copie baza și se scad exponenții. Dar unde va rămâne 2 acum? Acolo unde exponentul era mai mare. Deci în urma împărțirii, între 2 la 6 și 2 la 15, unde punem pe 2? La câta, cât rămâne? Unde punem? La numărător sau la numitor? Poți să zici din nou întrebarea? Tocmai întrebam, între 2 la 6 și 2 la 15, care din exponenții mai mari, între 6 și 15? 15. E clar că vom pune, facem scăderea și va face 2 la câta? La numitor rămâne 2, că acolo e exponentul mai mare. 2 la? 2 la 15. 15 minus 6, 15 minus 6, 9, nu? Da. Deci 2 la 9. Și cu 2 am terminat-o. Hai să ne mutăm la 3. Între 3 la 5 și 3 la 10, unde e exponentul mai mare? Trei la 10. Și atunci, cât va rămâne în urma împărțirii? Trei la... Păi cum am făcut cu 2, facem și cu 3. Aceeași poveste. Da. 3 la 5. 3 la 5 sus rămâne sau jos? Jos. Jos. Deci ori 3 la 5, că exponentul 10 e jos, și atunci 10 minus 5... Și sus la numărător, cât mi-a rămas doar? 1. 1 ori ceva, ca de mulțire. Da. Nu mai ajuns să mai punem 1 ori. Și facem doar paranteză au rămas. Că ăsta 2 la 6 s-a simplificat cu 2 la 15 și a fost diferența 9. Pe 3 la 5 cu 3 la 10 și mi-a rămas 3 la 5. Și doar au rămas 2 la 6, deci 2 la 6 plus 3. Iată rezultatul acestei fracții. 2 la 6 plus 3. Dacă e nevoie să facem calculul, facem cât face 2 la 6. Eu te rog să faci 2 la 6 să vezi cât face. 64. Deci vine 64, sigur 64, da? Păi, 2 la 3 egal cu 8. Exact. Și 8 ori 8, 64. 8, 64. Foarte bine. 64 plus 3? 67. 67. Totul supra. Aici, dacă facem mulțirea, va da un număr foarte mare. Și fiindcă nu suntem încântați să facem calculul acesta... 67 n-ar avea divizor pe 12 pe 3, la 2 nu merge, 6 cu 7 fac 13, deci așa îngheață, nu există posibilitatea să mai simplificăm fracția. Fracția ar fi ireductibilă, dar o lăsăm sub forma asta, 2 la 9, pentru că noi nu pierdem timp, nu facem lucruri inutile, ori 3 la 5. Doar așa ca antrenament facem înmulțirea, 2 la 9, cred că faci 500 și ceva, 512, că 2 la 10 făcea 1024, iar 3 la 5 face și el un număr destul de mare,
Ar fi 3 la 3 care e un 27 și 3 la 2 care este un 9, 27 ori 9. Și pe urmă înmulțirea aceea, dar nu mai are rost. Deci fracția pe care am obținut-o este 67 supra 2 la 9 ori 3 la 5. Ea este ireductibilă și așa ăsta este răspunsul. Sigur, vreau să recapitulez și să spui în ce a constat eficiența. 7 supra 2 la 9, nu? Da. Ori 3 la 5. Da. Greu să bei. Măi, asta e foarte important. Deci, ieșițul ăsta a fost unul foarte, foarte interesant, care trebuia terminat. Și noi aici ne-am dus până, am văzut toate proprietățile, ne-am pus problema să ne ducem cu calculul în sine, dar ar fi fost imposibil să-l facem. Și atunci, Măriuca, sigur că ai văzut pe traseu. Am spus că pe traseu am văzut toate proprietățile. Cred că momentul cel mai important a fost aici la sfârșit. Ții minte că ți-am dat acasă să termine ghișițiul ăsta. Noi ajunsesem până la 2 la 12 ori 3 la 5 plus 2 la 6 ori 3 la 6 asupra 2 la 15 ori 3 la 10 și urma să faci exact ceea ce am făcut eu aici. Adică să ne uităm între 3 la 5 și 3 la 6, că poate fi scris 3 la 6 ca 3 la 5 ori 3, că 2 la 12 față de 2 la 6 îl păstrăm pe 2 la 6 și pe 2 la 12 zicem 2 la 6 ori 2 la 6 și să sesizăm că cei doi termeni ai adunării, cei doi termeni ai adunării, fiecare în parte e un produs de factori. Deci, un produs de factori în care avem de-a face cu puteri. E 2 la 6, 2 la 6, ori 3 la 5. E un produs de, iată, 3 puteri. La fel și cel de-al doilea termen al adunării. Tot un produs de puteri. Și vedem factorul comun pe care l-am construit. Factorul comun, ce înseamnă? Care se găsește și într-o parte și în alta, este 2 la 6, 2 la 6, că e cu roșu făcut. Și 3 la 5 și 3 la 5. Și atunci așez 2 la 6 ori 3 la 5 l-am pus în față, ca de factor comun. Și ce a rămas din fiecare termen în parte? Din primul mi-a rămas un 2 la 6, din al doilea un 3. Și astfel, abia acum am posibilitatea să simplific. Adică să aplic proprietatea aceea de împărțire a două puteri care au aceeași bază. 2 la 6, 2 la 15, păi copiem baza și rămâne diferența acolo unde avem exponentul mai mare, fiind 2 la 15 exponentul de la numitor, am spus 2 la 9, 15 minus 6. La fel, din 3 la 5 și 3 la 10, numitor, diferența de 10 minus 5 e 5, iar la numărător rămâne doar 2 la 6 plus 3. Pentru că ăsta e 1, cum ai spus, nu? 1 ori 1, 1. Și 1 ori ceva nu avea niciun rost, pentru că mulțirea cu 1 nu influențează, nu? Orice număr înmulțit cu 1 îl lasă neschimbat. Și iată că rezultatul este acest 67 supra 2 la 9 ori 3 la 5. Aș vrea să povestești de aici încolo, cum am povestit eu. Acum povestești și tu odată. Deci exact cum am povestit eu, povestește și tu. Hai începe, am rămas ieșițul de la lecția trecută la cine? La 2 la 7. Nu 2 la 7, 2 la 12, cea mai mare ca. Deci ce a fost de la 2 la 7 la început, dar noi l-am adus până în etapa asta, 2 la 12 ori. 2 la 12 ori 3 la 5 plus 2 la 6 ori 3 la 6 supra 2 la 15 ori 3 la 10. Da, 3 la 10, la 10. Ei bine,
La numitor nu avem nicio treabă, că e deja produs. Unde ne concentrăm? Ne concentrăm atenția la numărător, fiindcă avem o adunare. Nu putem face simplificări acolo, suntem în sumă. Deci am descompus 2 la 12 în așa fel încât să conțină 2 la 6. Sigur că da. Și cu norocul nostru, 2 la 6 ori 2 la 6 face 2 la 12. Sigur, dacă ar fi fost 2 la 10, cum l-am fi scris pe 2 la 10? 2 la 6 ori 2 la 4. Corect. Că tu urmărești 2 la 6. Neapărat ca să fie același factor și într-o parte și în alta, în cei doi termeni. Apoi, ți-ai mutat privirea spre cine? Spre 3 la 6. Da, 3 la 5 și 3 la 6. Pe 3 la 5 lași că e exponentul mai mic și atunci ai umblat la 3 la 6. Și am scris pe 3 la 6 acum? L-am scris 3 la 5 ori 3 la 1. Corect. Tocmai când spuneam că în multe exerciții se va întâmpla ca să mergem înapoi. Adică aici, în loc de N plus M, ai înțeles 5 plus 1. Da. Și asta acela, 5 plus 1. Și te-ai întors să zici la 5-a ori la 1. Bun. Și acum cei doi termeni, ai reușit să pui în evidență că 2 la 6 e comun și în termenul din stânga și în termenul și din primul termen și în al doilea termen. Și 2 la 6 și 3 la 5 e comun. L-am notat eu, l-am scris cu roșu. Da? Și ce ai făcut acum? Fiind comun, l-am scos în fața, l-am scris o singură dată, așa să zicem, l-am scris o singură dată și el se va înmulți cu o paranteză care, în care vom pune ce mai rămas din primul termen și din al doilea termen. Și iată din primul termen. A rămas 1, dar nu... 1, dar 1 oriceva. Nu? Mai este încă... Observăm că sunt în primul termen, în afară de cei cu roșu, se vede deodată, ca să nu mai pierdem timp. Este cei cu negru. Da. Adică cine este? 2 la 6. 2 la 6, sigur că da. Iar din al doilea termen, deci plus... Din al doilea termen, ce este? Al doilea termen, 3. 3. Și de aceea, dacă acum noi am desface paranteza, deci dacă am înmulțit pe ăsta cu paranteza, am înmulțit cu fiecare. Deci ar fi 2 la 6 ori 3 la 5 ori 2 la 6, adică exact ăsta, și respectiv 2 la 6 ori 3 la plus, 2 la 6 ori 3 la 5 ori 3. Deci vezi, dacă tot egalul ăsta se merită, egal, spunem, egal, egal. Deci egalul se păstrează, nu s-a modificat cu nimic. Și noi ne păstrăm valoric, fracția aceea o păstrăm perfect dacă ne mutăm de la o etapă la alta. Și aici am aplicat așa proprietate de distributivitate, spuneam eu în clasa a doua. 7 ori 5 plus 3 este 7 ori 5 plus 7 ori 3. Adică cu 7 se mulțește cu ambii termeni de acolo. Dacă ar fi 3, cu toți 3. Și 7 ori 5, 35, plus 7 ori 3, 21, fac 7 ori 8, 56, deci răspunsul este clar, corect, așa. Așa și aici. Dar noi am mers înapoi. După ce nu mi-am aranjat factorul comun, l-am scris... factorul comun și pun în paranteză ce a rămas din primul termen al adunării, doar 2 la 6 și în al doilea doar 3. Și iată că am pus plus pentru că a fost plus, dar dacă ar fost minus, minus. Dacă erau 3, păi dacă erau 3 termeni, dacă erau 3 termeni, atunci din fiecare puneam plus sau minus și ce
avea să fie mai departe. Uneori se întâmplă să fie 1 când am scos, nu? În factor comun. Și așa am ajuns până aici. Urmează împărțirea, adică proprietatea asta din împărțirea două puteri. Împărțirea două puteri cu aceeași bază și am stabilit împreună că 2 la 6, 2 la 15 și rămâne 2 la 9 și rămâne 9, 2 la 9, acolo unde exponentul e mai mare. Da, o să mai procedăm să mai facem încă negreșițiu. Șterg acum toată tabla, proprietățile avem în minte, le ai și tu pe căițelul tău și o să vedem exact cum le aplicăm în negreșițiu. Toată povestea este că din clipa asta putem face fel de fel de aplicații. Da? Fel de fel de aplicații. Și am să scot în evidență tot timpul ce mare avantaj avem lucrând cu puteri, dar numai cu puteri, pentru că ocolim calculul acela care este foarte, foarte obositor. Iată dacă o să avem așa de făcut șterge proprietăți și las puteri, pentru că suntem la capitolul acesta puteri. Deci dacă vei avea de făcut următorul calcul. Să zicem 72 ori 250 ori 54 plus 27 ori 125 ori 144, totul supra. Totul supra. Cincizeci și patru ori 27. Așa, și ori 144. Egal. Și ori, hai să mai punem, ori 250. Cum? 54, am spus. Ori 54. Uite, l-am pus așa. Că, da? Era confuz. Deci, să facem acest calcul. Sigur că tu ai posibilitatea să mulțești pe 72 cu 250. Până la momentul ăsta, puteam numai așa face calculul ăsta. 72 ori 250 ori 54 ne dă un număr, apoi și 27 ori 125 ori 144, ori alt număr, le adunam și la fel jos înmulțim și facem împărțirea aceea. Ai propune să ne ducem așa? Nu. Nu? Gata. Ai simțit că nu-i deloc încântător să facem așa calculul ăsta? Că ne-ar obosi peste măsură cu riscul de a greși. Ce ai de gând să faci? Egal cum. Aș vrea să le scriu în puteri. Așa, e, vrea să scrii în putere. Și atunci, cum încerci? La cât te pot să le scriu 2 la puterea cu tare. 2 la cât o fi din descompunere. Deci ar trebui pe 72, ce să-i faci? Să-l descompun. Ia vezi, descompune-l. Asigur că ai viteza mai mare dacă te gândești. Cât oricât fac 72 ca să nu pierdem timp. Da, bine, mă interesa și descompunerea ca să vezi tu ca antrenament.
Faci descompunerea, nu faci de acolo descompunerea. Te rog. Ai și împărțire de făcut, e bine așa. Hai, spune, vorbește, 72 bară, ca să înțeleg acolo, că eu urmăresc să știi, chiar dacă nu scriu. Hai să scriu. 2 la 5-a. 3 la 5 ai zis, da? 2. 2 la 5. Hai să mai vedem încă o dată să văd și eu. Deci, cum ai spus? 2. Merge prin 2, da? 36. 36. 18. Deci, iar prin 2. Da. 18. 2. Iar prin 2. 9. Câtul împărțit din 9. Iar 9 aici poți să vezi deodată că este cât. Da. 3 la 2. 3 la 2. Deci 2 la 2 ori 3 la... 2 la? 2 la 3 ori 3. 2 la 3 ori 3 la 2. Așa. 2 la 3. De fapt e 8. Nu? 8 ori 9 fac 72. Deci 2 la 3 ori 3 la a doua. Ori pe 250. Trei la patra. Există 3 la 4. Ia să vedem. 5 la... Nu. 5 la 4. 5 la 4. Hai să facem împreună. 250 și spune tu. De acum cum mă conduci. 5. 5, da. 5 în 25. De 5 ori. Da. 0. Și 0 se pune, da? Da. Și acum? 50. De 5 ori. Iar prin 5. 10. 5 în 5 odată. De 10. Ca și cum ai zice 50 împărțit la 5 face 10. Hai, iar prin 5. Iar prin 5. Da. 2. 2. Și 2 în ori prim, l-am pus aici să termină povestea. Cât este? 3 la 5. Nu-i 3. 5 la 3. Că 5 îl găsim de 3 ori. Or 2. Da? Deci 5 la 3 ori 2. Iată cum aș fi făcut eu. Ca să nu pierd mult timp, aș fi zis așa, 250 este egal cu 25 ori 10 și egal cu 25 înseamnă cât? Ca puterea lui 5. 2. Adică, spune-mi ce să scriu, nu știu. 5 la 2. Asta e altă poveste. Așa trebuie să-mi spui. Mărica, nu facem economii de exprimare, de cuvinte. 5 la a doua ori 10, care înseamnă 2 ori 5. Și 5 la a doua ori 5 face 5 la câta? 5 la a treia ori 2. Și iată că este același lucru. Ori 54. Descompune-l tu pe 54. Vreau să-mi găsești la 54. Bine. Bun.
Bună ziua! Hai, 54, hai să facem împreună. Am încercat să vă prindeți compunere. A, ai încercat invers, da? Nu, 54 egal 27 ori 2. Așa, 27 ori 2. Și egal mai departe cu? 9 ori 3. Deci 9 ori 3 ori 2. Și egal mai departe cu? 3 la 3 ori 2. 3 la 3 ori 2. Deci mulțit cu 3 la 3 ori 2. Și cu asta am terminat. Primul termen. Exprimat numai cu putere. Foarte interesant. Plus, mergem mai departe, la 27. Este doar 3 la 3-a. E 3 la 3-a, deci plus 3 la 3-a, ori 5 la 3-a. Ori 5 la 3-a, ori 3 la a doua ori 2 la a patra. Așa. 3 la a doua ori 2 la a patra. Adică e vorba de faptul că e 12 ori 12 ar fi acolo. Și 12 și 3 ori 4 și de calul a doua, da, așa este. 3 la a doua ori 2 la a patra. Și jos. Jos. Trei la treia ori doi. Deci trei la treia ori doi, da. Ori. Trei la treia. Trei la treia. Ori. Ori. Trei la doua, trei la doua ori, doi la a patra. Da, ori? Ori. Și la trei ori doi. Ori, cât ai zis? Cinci la a treia. Așa, parcă ai zis, da. Ori 2. 2. E 125 ori 2. Și egal mai departe cu. Hai să încercăm să strângem. Pentru primul termen, cum îl vezi? Dar am voie să fac gen... 3 la 2 ori 3 la 3-a? Cum 3 la 2-a ori 3 la 3-a? Sigur că dacă e produs. Deci faci asta neapărat. Poți să schimbi locul. Sigur că dacă doar produs e comutativ. Bine, 2 la 4-a. 2 la câta? La 4-a? Numai atât?
5-a. 2 la 5-a. Deci 2 la 5-a. Ori. Ori. 3 la 5-a. 3 la 5-a. Ori 5 la 3-a. Ori 5 la 3-a. Deci, tot ce este aici, pe baza proprietății, aceea de a mulți două puteri care au aceeași bază, deci fiind înmulțire până la capăt, eu nu ți-am zis ei pe 5 la 3 ăsta cu 5 la 3 de aici. Că nu poți sări peste adunare, dar în tot produsul ăsta cauți tot ce cu 2 să strângi, tot ce cu 3 să strângi, 5 la fel. Plus acum. Plus 3 la 5-a. Corect. Ori 5 la 3-a, ori 2 la 4-a. Deci 3 la 5-a, ori 5 la 3-a, ori 2 la 4-a. Și jos, ia să strângem și jos. Și jos. 3 la 8. 3 la 8, ai zis, nu? Da. 3 la 8, corect. Ori 2 la? 2 la a 6-a. Corect. Ori 3, ori 5? Ori 5 la 3-a. 5 la 3-a și așa îngheață. Egal mai departe. Egal. Acum avem o adunare. E doi termeni. Da. 1, 2. Și ca o să acum, și cu roșu o să vedem cum exprimăm cu factorii comuni. Acum umblăm pe factor comun. Și cel care e mai mic, îl scriu cu roșu. 2 la 5-a. Deci ai 2 la 5 și din coace ai 2 la 4. A. 2 la 4. Deci 2 la 4 ăsta rămâne de bază. Da. Atunci în loc de 2 la 5 cât vei scrie? 2 la 4 ori 2 la 1. Deci egal cu 2 la 4 ori 2 la 1. Și fiindcă 2 la 4 va fi factor comun, îl scriu cu roșu. Mai departe, între 3 la 5 și 5 la 3. Nu, 3 la 5, 3 la 5. La ieși într-o parte și pe alta, nu? 3 la 5, 3 la 5. Dacă e 3 la 5 și într-o parte și în alta, rămâne. Nu? Că e 3 la 5 și în stânga și da. 3 la 5 și dincolo de plus. Deci 3 la 5 îl scriu cu roșu. Și pe asta, și aici și 3 la 5 în partea asta. Apoi văd 5 la 3 și 5 la 3. Tot cu roșu. Ca să nu mai scriu de două ori, nu mai umblu la ăștia doi. Și iată ce este comun. 3 la 5 ori 5 la 3 plus 3 la 5 ori 5 la 3 ori 2 la 4. Și jos nu avem nicio treabă. 3 la 8, ori 2 la 6, ori 5 la a 3. Și egal mai departe cu. Primim cu atenție și spunem ce ai de gând să faci.
între cei doi termeni, care e factorul comun? Adică ce găsești și în stânga și în dreapta egalului? 2 la 4. Așa e. Ori? Ori 3 la 5, ori 5 la 3. 3 la 5, ori 5 la 3, corect. Pe lângă acum, înmulți cu. Și să văd ce a rămas din primul termen. Adică din tot ce era până la plus. Ce mi-a rămas? Ce nu-i cu roșu? 2 la 1. Adică 2. Plus. Și acum mă mut privirea la cel de-al doilea termen și spune ce mi-a rămas. 3. Sau nu. Bine. 1. 1. E 3 la 3 a fost. Tot ce-i cu roșu a fost scos. Deci. Da. 2 plus 1. Supra, jos. Copii, 3 la 8, ori 2 la 6, ori 5 la 3. Și egal cu? Și egal cu... Acum trebuie să calculez toate alea? Acum nu calculez numeric, ci faci împărțirea. Te uiți, 2 la 4 și 2 la 6. Ok, deci 2 la 2. Unde rămâne 2 la 2? La numărător sau la numitor? La numitor. Anumitor, pentru că tu trebuie să vezi pe 2 la 6 ca fiind 2 la 2 ori 2 la 4 și 2 la 4 cu 2 la 4 să simplifica și rămas doar 2 la 2. Deci aici am să spun cu roșu ce rămâne. Deci cu roșu înseamnă că rămâne 2 la a 2, de acord. 2 la a 2 la anumitor. Acum caută între 3. 3 la 5 și 3 la 8. Păi ca și înainte, ca și la 2. Da. 3 la 3. Unde? Jos. Tot la numitor, da? 3 la 3, corect. Între la 5 acum. 1. Deci 5 la 3 cu 5 la 3 s-a terminat. Și a rămas 2 plus 1 care face un? 3. 3. Și egal mai departe cu, mai poți face o simplificare, că ai 3 sus și 3 jos. Deci, va fi, 2 la 2 asupra. Nu, 2 la 2 e jos. Nu. 3 la 5 asupra. Nu. 3 la 5 e tot 3 jos. 3 la 6. Nu. Păi scădem, că e împărțire. Asta e 1, 3 la 1, 3 la 5, 5 scăzut 1, sus rămâne 1. 1, da. Supra, 2 la a 2, ori 3 la a 4. Deci răspunsul final a acestui calcul imens, imens, fără... Destul de mic. Fără șanse de a-l face la mână, adică să facem până la clasa... Adică poți, dar durează mai mult decât ești... mai mult decât dacă ai face 100 de clădiri. Deci, răspunsul este atât. 1 supra 4 ori 3 la 4 cât face? 3 la 4... 32. Ok. 3 ori 3 ori 3 ori 3 de 4 ori 3 la 2 este... E 9 ori 9? 9 ori 9, 81. 81.
Și 4 ori 81, ca să dăm răspunsul final. 4 ori 1, 4. Înmulțesc cu 4. Și 4 ori 8? 4 ori 8, 32. Deci răspunsul, puteam să lăsăm și sub formă de puteri, să știi că puteam lăsa așa și nu era nicio problemă. Dar ca să arătăm profesorului că știm să calculăm 2 la 2 ori 3 la 4, și răspunsul final este acesta. 1 supra 324. 1 supra 324. Închipuiți că acei elevi care spun, băi, decât să greșesc la puteri pe aici, mai degrab mă apuc și mulțesc. Și dă-i și mulțește 72 cu 250 ori 54, îți dă un număr. Iar mulțirea asta, îți dă un alt număr. Există riscul să mulțește acolo. Și faci și mulțirea asta a celor patru termeni. Și le adun pe cele două și îți dă un număr și împarți pe ăla de sus la ăsta de jos. Și nu să faci împărția, că ăla de sus este mai mic decât ăsta de jos. Și atunci el este în derută. Ce mă fac? Să apucă să înceapă să simplifice fracția. Deci simplifică, da, simplifică câte un pic, câte un pic, câte un pic. Și prin doi, prin cât simplifică el? Prin doi, prin doi la a patra, 2, 2, 2, 2 de 4 ori, prin 3 merge de 5 ori și prin 5 merge de 3 ori. Și în sfârșit îi dă, și mai merge printr-un 3 în final. Și abia atunci, dar ca să faci împărțirile acelea de atâtea ori la 2, la 2, la 2, deci Mărica, deci asta spun, calculul cu puteri ne ușurează extrem de mult. Extrem de mult. Foarte dar rapid. Trebuie să exersezi cu ele. Deci trebuie exersat cu ele ca să apară o deprindere exact ca la tabla mulțirii. Deci cum e la tabla mulțirii? Tabla mulțirii cum o veți? Dacă exersezi. Da. Și vei vedea cum am învățat-o eu. Cum ai învățat-o? Deci, tu, cu mult efort, mecanic și te-ai străduit, nu așa? Bine, cu doamna învățătoare, normal că mecanic, totul. Da, dar acum n-ai urmărit lecțiile cele la mine pe blog, că aveai o șansă foarte rapidă, că eu am pus la punct tabla mulțirii în felul următor. Deci dacă am de mulțit două numere, să le explicăm și prietenilor noștri cum se învață tabla mulțirii fără să faci efort. Da, să la ce clasă trebuie să... La ce clasă... Să te duci? La ce clasă, pot fi greșițele și este întâlnite? Da? La clasa a doua. Deci, la lecții sunt așa, să învățăm tabla mulțirii după metoda profului online. Sunt titlurile acolo, că le-am făcut și eu cât mai atractive. Uite, în momentul în care am avut 7 ori 9, să zic că nu știu cât fac 7 ori 9. Dacă ar fi fost 9 ori 7, le spunem prietenul nostru, dacă ar fi fost 9 ori 7, atunci scriu așa, egal cu 7 ori 9, păstrez pe locul întâi, pe locul întâi, totdeauna factorul cel mai mic. Ori 9. Și dacă factorul al doilea este mai aproape de 10, cum e cazul nostru, voi spune 7 ori 10 minus 1. Și 70 minus 7. 70 minus 7 și fac 63. Da? Dar făcând asta la mână, tu faci în mintea ta. Când a zis 7 ori 9, tu ai și văzut 10 minus 1, 70 minus 7. Asta cu vreo camera. Deci exersând, tu ai făcut chestia asta. Dar dacă vei avea așa, 7 ori 8. S-a coborât camera. Așa. Dacă vei avea 7 ori 8, zici 7 ori, pe locul 2, factorul mai mare, și scrie acum 10 minus 2. Și zici 70, da, minus 14. Și 14, 70 minus 14 au făcut, nu, 56.
Dacă ai 6 ori 7, deci am aranjat din capul locului pe locul 3 asta, acum zic 6 ori 5 plus 2. Deci pentru 8 și 9 scriu 10 minus și 10 minus. Dar dacă este mai aproape de 5, cum e 7-le, scriu 5 plus 2. Și egal cu 6 ori 5, 30, plus 6 ori 2, 12. Și fac 42. Rapid. Iar dacă este, să spunem, 5 ori, nu, 4 ori 6, 4 ori 6, atunci spun 4 ori, pe 6 îl văd ca 5 plus 1, deci vezi, când e al doilea factor 7 sau 6, zic 5 plus 1 sau 5 plus 2. Și face 4, 5, 20, plus 4, 1, 4. Și fac 24. Știi că aici ne-am mai întâlnit noi cu 4, 6, îți venea să zici 28. Dar iată, 4, 6 face 24, pentru că tu ai rapid în minte 6 îl scriu ca 5 plus 1 și 4, 5, 20 cu 4, 24. Nu mai greșești niciodată. Ei, am redus practic. Dar chiar ziceam înainte că era 28? Da, mi-ai zis de vreo două ori. Mi-am amintit eu la început așa. 4, 7, 20, 4, 6, 28. Chiar așa, 24, cât ori cât fac 24? Sunt două perechi de numere care fac 24, cât ori cât. 12 ori 2. Ai, nu, din tabla mulțirii. Păi, două cifre. 8 ori 3. 8 ori 3 și? Și 6 ori 4. 6 ori 4. Nu știu dacă mai sunt. O să te interesez, uitându-te acum pe așa, dacă mai sunt, dacă mai există o situație de asta în care să am două perechi de numere și îmi dea același rezultat. 6 ori 4 și 3 ori 8. Ce am vrut să spun că dacă îți faci aceste legături și ai înțeles foarte bine, în mintea ta se întâmplă 70 minus 14 și 70 minus 7. Când Nici nu știu dacă m-am învățat așa sau nu. Nu știu cum ai învățat. Am repetat ca pe o poezie. Da, asta este. Cred că mai mult am repetat. Asta cred. Mai toți copiii își întâmpină o dificultate majoră. În sensul că până când în mintea ta se face 7 ori 8, 56, adică cele trei numere fac echipă, 7 și 8 și 56, trece un pic de timp, pentru că nimeni nu există, să spunem așa, decât cei foarte, mă rog, de la Dumnezeu, dotați cu memorie foarte bună și îi rețin din la prima citire. Dar în calculele, majoritatea copiilor au greutăți. Tabla mulțirii îi sperie. Și eu am intitulat să învățăm tabla mulțirii până la 5. Că la urma urmii, important este până la 5 sau cu 10 luat în legătură ca să meargă mai repede. Deci mă întorc. Așoare sunt cu 1, 2, 5 și 10. Așa. 1, 2, 3, 4, acolo, care sunt foarte rapide, că 4 ori 4, 3 ori 2, 4 ori 5, e banal. Așa și pe urmă cu 5 și cu 10. Și scăderea acolo care se face. Deci cu asta ai șanse tot timpul. Dacă ai o și șansa mare, acum Victor e bătălia cea mare care face la tabla mulțirii după șmecherile astea care le-am arătat. Așa și are viteză foarte bună și i-am dat probleme în genul ăsta care ți-o arăt eu acum. Cu mer și per și cireș și nu știu ce, am făcut eu acolo probleme. Ți-am arătat-o parcă, nu? Și de la producția de omări atâta, la un păr, da. A fost suma metoda toate. Am făcut eu prin metoda grafică. Așa. Am făcut problema aceea și în final el se facă mulțiri, că tot obiectivul meu se facă mulțiri. Și el acum, știind asta, când sunt și 783
ori 397, dacă 7 ori 3 nu își amintește, să zicem așa, el face exact așa, 7, 3 ori 7, 3 ori 7, egal cu 3 ori 5 plus 2, nu că pe 7 l-a scris pe poziția a doua, și face 15 plus 6, 21. Dar exersând asta, în mintea lui nu mai trebuie să scrie. Am făcut un experiment cu o fetiță care nu scria și spune așa, 7 egal cu 5 plus 2, 3 ori 5, 15, 3 ori 2, 6, 15 plus 6, 21. Deci, ai înțeles? Ea nu mai scrie de la un loc încolo, când ai zis 3 ori 7, a apărut filmul ăsta în mintea ei. Deci în mintea fiecăruia se desfășoară filmul ăsta, 7, 5 plus 2. Da? Păi nu, când ai exersat. Deci neexersând pe asta, tu te bazezi pe memorie. Da? Da. A, deci de asta uneori când nu mai ții minte, trebuie să fac iarăși calcul. Asta vreau să spun. Că uneori, când... memoria mea îmi face feste de astea. Da, păi tocmai, Măriuca, eu asta discutăm acum ca doi prieteni și ce ți-am oferit acum, tu ai panica în suflet când memorând, pur și simplu memorând, în sufletul tău este strecurată panica asta dacă cumva îmi joacă feste memoria. Dacă mă zic ceva greșit și eu sunt sigur că e corect. Așa, da. Mi s-a întâmplat de 1000 de ori, ceea ce nu e bine. Păi e o muncă de uzură. E o muncă de uzură și nu, și încă rămâi cu teamă. Deci încă rămâi cu teamă. Acum mai rar să fac eu asta, că am mai repasat-o de multe ori. Dar tot... O singură dată, Mărica. O singură dată, dacă ai o nesiguranță în darea răspunsului, filmează asta. Filmează șmecheria asta. Și atunci, acolo unde știi că unde simți că memoria nu joacă feste, dai răspunsul fără emoții. Dar acolo unde... Da, faza este că dacă dau răspunsul fără emoții și de fapt e greșit. Păi da, nu, atunci trebuie să exersezi pe asta ca să ai clar în filmul acesta, deductiv. Bine. Da? Să faci chestia asta. Și atunci, care-i antrenamentul? Când faci această înmulțire și spunem, te apuci și faci 7 ori 3, 21, 1, 8, 7 ori 8, 50, 45. Ai zis 45, în loc de 56. Sau 60. Știi, eu zic, dai un rezultat greșit. Ai făcut aici, ai terminat și ai făcut comutativitatea. 397 ori 783. Făcând comutativitatea, trebuie să-ți dea același răspuns. Dar asta vorbesc de răspuns, de antrenament. În clipa în care nu-ți dă același răspuns, înseamnă că undeva ți-a jucat memoria pe traseu, ți-a jucat o festă, undeva te-a păcălit. Ai înțeles? Iar dacă îți dă răspunsul corect, nu mai ai nicio emoție. Și eu durează destul de mult timp să fac asta. Păi nu din prima. La test ce fac? Uite, acum îți răspund eu. Antrenamentul în culise făcut de tine, deci făcut de tine în culise, de 10 ori, deci de 10 ori, dacă faci 10 înmulțiri, ții tu două numere și le mulțești și le-ai comutat, că tu ai controlul, trebuie să dea acel rezultat, dacă nu-ți dă, atunci. Acum, dacă din 10 încercări, toate 10 sunt perfecte, înseamnă că memoria s-a apropiat de performanță. Ok. Da? Dacă din 10 primele 9 ți-au mers perfect, da, și a 10-a joacă feste, la 10-a nu mai ai răspunsul ăsta corect, înseamnă că mai e din nou de 10 ori. Deci după experimentul pe care l-am făcut de-a lungul timpului cu copiii, care mi-o, știi, ca la medic, te duci la doctor, Măriuca, și la doctor îți dă rețeta. Dar doctor nu mai știi că iei tu medicamentele sau nu le iei. El ți-o dă rețeta și la revedere. E problema ta că nu iei. Așa și eu, din experiența care o am, de 10 ori consecutiv, încep să ai încredere 99% că nu-ți va juca memoria feste în clipa în care faci o singură înmulțire. Nu mai faci pe a doua. Că și te faci de fiecare dată când ai făcut o înmulțire, faci și comutativitatea. Faci dacă îți mai rămâne timp.
Dar tu într-un, de acum să intri în clasa a cincea și o să vezi că da, sunt teste de astea sunt, și timpul de lucru se epuizează foarte repede. Și atunci tu ca elev trebuie să cauți soluții de a ajunge la răspuns cât mai repede. Cât mai repede înseamnă să știi tot felul de șmecherii. În clipa în care ai un pic de nesiguranță, pierzi mult timp la o mulțire. Hai să o spunem pe cea dreaptă. Se pierde mult timp, că tu trebuie să vezi, o fi atâta, nu o fi atâta. Deci apare îndoiala. În sufletul tău o să produce îndoiala. Și eu am descoperit că dacă nu se face treaba asta acum, acest lucru se va menține. Nu merge împărțirea, Maiuca, nu merge împărțirea deloc. Dacă nu merge mulțirea, împărțirea n-ai cum să o faci. Viteza crește și l-a împărțit tot, dar dacă se respecte de jos în sus. Deci cine mi-a ascultat, să spunem, mi-a ascultat această rețetă pe care le-am oferit-o, a avut rezultate extraordinare. Cine nu, s-a trezit că a terminat și liceul și mai există pericolul să greșească. Există pericol să greșească. Că doar nu o să te întâlnești tot timpul cu mulțirea. Și inexactitatea de acolo se menține foarte mult în timp. Se păstrează tot timpul. Deci te afectează, nu știi când, pe urmă. Că pentru mine nesiguranța e problema mea cea mai mare. Păi uite, acum ți-am răspuns. Și eu te-am ghicit, am ghicit de unde provine asta. Deci nesiguranța aceea îți mănâncă foarte mult timp. Ține minte? Ține minte la un test care am dat o notă foarte proastă, dar după aia m-am revanșat ca să am canetul bun. Adică, da, așa. Făceam calculele pe acolo, dar dura mult timp, că trebuia să fac și proba, că nici eu nu eram sigură. Asta e. Dar după aia, când a zis, domnul, mai aveți 20 minute, gata, nu mai pot să mai fac astea. Nu mai am timp. Gata, ai intrat în panică. Sunt categoric. Și știi, să spun ceva, când te uiți cât mai ai de făcut, când te uiți cât mai ai de făcut și doar 20 de minute, panica aceea care s-a strecurat, lipsa timpului pentru cât mai ai de făcut, crește inexactitatea. Adică șansa de greșit din ce în ce mai mare. Și practic, gata, ai dat totul peste cap. Deci din clipa aceea ai pierdut tot. Am mai avut așa o fetiță, o discuție așa cu o fetiță care spuneam, uite, asta e rețeta. Că eu vedeam că ea are momente de lipsă de precizie, de exactitate. La fel ca mine. Așa. Și i-am spus, uite, asta e soluția, trebuie să faci așa. Nu m-a ascultat. Okay. Și anii au trecut, ea, acum cred că e pe în clasa 11-a, dar... 14? Da, se păstrează asta. Se păstrează, deși inexactitatea că te afectează tot timpul. Și rămânând în urmă, nici la clasă nu poți urmări. Deci nici la clasă. În afară, mai punem deoparte și faptul că profesorii predau fără să fie nicio legătură. Fără să fie nicio legătură. Și atunci este panică totală. Bine, nu ca o doamnă învățătoare de engleză, bine, engleză, ceea ce deja știu, dar în fine, un exemplu. Da. Eu nu predea chestii gen, uite așa, asta e o masă, asta e așa, asta e așa, nu. Explica, făcea să fie așa mai distractiv și rețineam. Bine, eu nu aveam ce să rețin, dar ceilalți au reținut. Da, deci o formă hazlie, hai să zic așa, o formă hazlie de a preda informația încât elevul rămâne cu atenția trează. Lui îi place, el se prinde ca într-un joc. Da. Hai să spunem așa, e de fapt capra cu treiezi jucată, da, forma aceea în care tu ești prezent acolo. Ești prezentă pentru că îți place jocul acela. Prin asta eu m-am... O să vezi comentarii. Cu o dată când ai timp să te uiți la comentarii, la lecții, că tu o să reușești să fii de acord cu mine dacă te uiți la comentarii. Să vezi câtă bucurie au copiii aceia care au reușit. Comentariile înseamnă starea lor de bucurie și m-a scris un comentariu. A spus,
ce minunat, am înțeles, nu știu ce. Ei, și atunci te spui, cum te înțeleg ăștia? Ei nu mă știu, eu nu știu pe ei. Ei sunt de oriunde ori fi, din unii, din toată lumea. O parte din ei care știu să dau peste lecțiile astea. Ei, și atunci, de ce? Fiindcă eu prezint matematica într-o formă hazlie, într-o formă de asta accesibil. Mă numesc un creang al matematicii. Un creang? Creang al matematicii. Adică, știi, ai citit ceva de amintiri de copilărie acolo, ai auzit, nu? Că povestea așa el, creangă, cu mult haz. Poveștile lui sunt pline de haz. De... Ei, așa și cu matematica. Așa încât, dacă vrei să te convingi, spune-le tate să te ducă spre comentarii, să citești acele comentarii. Unde se găsesc? Știi, tate, unde se găsesc. El le-a dus acolo. Da? Și acele comentarii îți vor spune, ți măi, dar ce chestia, cum copiii ăștia au putut, sau oamenii ăștia maturi, sau profesoara, nu știu care, iarăși își exprimă bucuria asta, că ea spune. Mulți sunt, oameni, da, mulți oameni. Așa că, eu mă bucur că am avut o discuție de asta frumoasă acum cu tine. Știi, uite, dacă apar momente de sinceritate, putem să ne sprijinim așa, știi, ca să putem progresa, să vedem unde putem umbla. Ca să ai că refuzul tău, hai să fim, mai facem un pas în discuție. Refuzul tău vine și din această, e un disconfort. Un disconfort foarte mare datorită faptului că n-ai ajuns să te bucuri făcând matematică. Nu, e sub formă de stres. Deci în clipa asta, după ce fac un calcul, doar asta e în mintea mea. E bine. Mai am timp. Da, am înțeles. Tot timpul... Sunt negative. Da, ești tot timpul sub stresul acesta care îți mănâncă timp. Că nu poți face două lucruri. Aș fi făcut și mai gravă, doamna, când dacă făceam o greșeală mică, bine, nu trebuie să fac nicio greșeală, dar na. Da. După aia am avut ce direcție toată clasa. O, da. Uitați-o pe Maria cum nu știe să face asta. Da, uite, acest lucru, Maria, e cea mai mare greșeală a profesorilor. Dar să nu crezi că nu vei întâlni continuu profesorile ăștia. Vei întâlni. Ei merg prin chestia asta, sperând ei că te mobilizează, dar te demobilizează. Nu te mobilizează. Dar și mai nesigură. Da, vai fi și mai nesigură. Pentru că dacă fac greșit, o să râdă toată clasa de mine. Da. Și te arată, începi să fii arătată cu degetul de către copii. De asta eu, bine, acum, toată clasa e cum la fel. Copiii sunt și răutăcioși. Sigur. Hai să o spune și pe. Da? Și în răutatea asta a lor, se prelungește și în pauză, și în... Și îți creează o stare de un complex de inferioritate apare. Se cultivă asta. Da? Se cultivă chestia asta. Și eu nu întâmplător mi-am dorit și îmi doresc foarte tare să te aduc pe tine și avem câteva lecții reușite când tu te-ai mobilizat, ai urmărit și ai crescut în prezența în lecții. Dar ce constatam de fiecare dată și constată și ori de câte ori. Nu-i viteză la lucru. De ce nu-i viteză? Pentru că e nesiguranță. Viteza vine din lipsa de siguranță. Da? Deci... Câteodată când eram în clasă, începea ora și doamna uneori la o problemă ne scotea la tablă. Da. Ceva ce e normal. Făceau ei acolo... Bine, trebuie să ridici mâna ca să te duci. Da. Unii vreau, alții nu. Eu încercam să stau ascunsă, că nu vroiam. Dar nu doar că pe mine m-a ales. Normal, că na. M-am dus acolo. Eram ok, nu eram foarte emoționată. Mi-a dat o problemă ușoară. Dar după aia m-am blocat puțin, că iar memoria cu feste. Da. Mi-a făcut feste, pardon. Și... M-am blocat puțin acolo ca să-mi aduc aminte sau să fac mini calculuri și am auzit cu toată lumea zicea așa în șoaptă.
De ce nu mai poate? De ce nu? Deci doar asta am auzeam în spate. Da. Uite cât de corect și cât de frumos. Ce frumos dialog. Ce dialog frumos n-am avut niciodată, crede-mă, de frumusețea asta. Pentru că acum tu mărturisești exact ce era. În momentul acela tu auzeai numai șoapta copiilor care te înțepau. Te înțepau cu... Da, asta chiar ziceau. Auzeam eu în cap, dar asta chiar ziceau. Pentru că ziceam șoapte, eu auzeam și mai tare. Da. Doamna, nu a văzut asta, că era la telefon. Când m-a dus la tablă, i-a sunat telefonul. Am înțeles, da. Uite, de aceea, Măriuca, eu îmi doresc foarte tare și am rețetă, știu ce trebuie să fac. Numai tu să reușești să respecti asta. Dacă tu te poți mobiliza, te ambiționezi. Și acum când noi ne-am vorbit așa ca doi prieteni și tu ai înțeles și eu am rețetă la toată chestia asta. Hai să-ți povestesc ceva din modul meu de a mă comporta. Eu am un fel de a mă comporta în fața necunoscutului cu o forță extraordinară de reușită. Deci eu știu că reușesc chiar dacă n-am nicio idee. Ok. Deci asta. Deci eu mă mobilizez atât de puternic încât te fac. Știu să te fac. Nu știu nimic. Dar știu să te fac. Nu știu nimic. Eu nu știu să fac, dar atâta în fața necunoscutului o mobilizare totală. Deci este și un fel de dominare. Nu știu dacă ți-a întâmplat, Măriuca, mergând pe stradă să vezi un cățel. Dacă cățelul te simte că ți-e teamă, te atac. Da. Dacă tu îl domini și nu ți-e teamă deloc, că în momentul în care ți-e teamă, corpul tău degajă niște feromone, adică panica pe care o simți tu, îi atrage atenția și el te mirose că tu ești slabă, să zicem așa, da? Adică ești victima lui, sigură. Și de aceea te atacă. Dar dacă tu îl domini, nu mai faci asta. Te duci spre el, îl mângâi, stai de vorbă cu el, nu știu, tot e al tău. Așa și la o problemă de matematică. Da? Tot aceeași chestie și la o problemă de matematică. Dacă problema te simte că tu ești în panică, hop, nu mai ai nicio șansă. Deci este vorba de a schimba starea de dominație. Cine? Necunoscutul din problemă? Poate să fie cel care pe tine se domine sau tu poți să domini asta. Deci asta e tot secretul în reușită. Ei, de unde ai fi învățat eu chestia asta de a fi foarte convins că reușesc să fac indiferent ce. Mi s-a întâmplat de atâtea ori să mă întreb ceva, nu știam ce mă întreabă. Puteam să nu dau să dau răspuns, habar n-aveam. Da? Deci de fiecare dată am spus, știu, acum să văd ce, să înțeleg, să fiu foarte atent. Deci este un moment de mobilizare maximă. Să înțeleg bine ce îmi spune. Mai trag de timp un pic ca să spun ce ai spus acolo, dar eu în timpul ăsta procesez. Da? Procesez și încerc să pun cap la cap lucrurile ca să pot să... poate vin mi s-a întâmplat de foarte multe ori, vine o idee de la el. Când cu elevul discut acolo, el vine cu o idee și mă poate salva. Întreabă-l pe tată. Ia să întreb pe tată o chestiune, apropo de sinceritatea dialogului. Știi că eu am făcut 6 ani de zile cu tata matematică. Am făcut dintre a șaptea până între a 12-a. Ok. Deci m-am dus și la 7-8-a. Întreabă-l dacă vreodată s-a întâmplat ca la lucrările care le-am dat eu să-i fie sugerat măcar sau să-i las de bănui cam ce s-ar putea să dau la teze, la lucrări, la test, nu știu ce. Întreabă-l. Nici nu s-a pus problema vreodată. Deci nu s-a pus problema. Nici el nu era tot atât de convins că mă întreba, mă zic, oare copiii ce las, nu cumva îl pot tatona și spune, băi Cristi, oricine dă domn profesor mâine?
Și să-l întrebi, cam ce crezi tu că ne dă, sau știu eu, un prieten, ceva. Nu s-a pus problema vreodată. Iar dacă am avut de pus, când am pus notele, notele puneau ei. Ți-am mai povestit, notele puneau ei. Ei, și au fost situații în clasa a șaptea și a opta, am avut coleg de-al lui, care era foarte bun și foarte puternic, foarte puternic. Și se întâmpla că dădea răspunsul înaintea lui Cristi. Sigur că sufeream foarte mult, dar nu puteam să mă păcălesc ca să-i sugerez răspunsul sau să fac eu altfel. Nu, eram corect, corect, corect. Așa trebuie să fim în viață. Corectitudinea aceasta se menține și mai târziu. Deci, am vrut să spun că oamenii care sunt puternici, au modele în viață, iau modele, au de la cine învăța, ei devin puternici. Dar dacă această insatisfacție care ți s-a cultivat ușor în timp datorită lipsii de strategie a învățătoarei, sau dacă aș vrea să merg până acolo să o și acuz, că nu numai că a fost chiar cu răutate parcă făcută, ca să te defăimeze, să te defăimeze în fața clasei, nu știu dacă mai făcea și pe ceilalți copii, poate mai grav. Și pe ceilalți, dar nu pe favorita care era... Deci tu observai că ceva se întâmplă. Pe cea care era favorită o acoperea într-un fel. Dar nu înțelegeam de ce era favorită. Asta nu înțelegeam. Îi dădea bani sau nu știam de nu, ce. Nu. De regulă învățătorii s-a coborât cu meditațiile până la clasele 1-4. Și învățătorii duceau acasă și făceau lecția cu ei și pe mine întrebau a doua zi. Nu știu dacă ai descoperit. Doamna învățătoare nu făcea meditații. Nu făcea? Și marea doar... pardon. Da. Am înțeles. Important este că ea, tu copil fiind acolo în bancă, se sizai că totuși ea nu-i corectă. Da? E nedreaptă. Și asta te afecta și mai mult. Pe tot timpul vedeam că se ducea... Adică tot timpul o punea pe ea, doamna pe ea prima, asta nu mă deranjea cel mai mult. Ok, pe ea prima. E ok, asta na. Se întâmplă. Dar simțeam că nu făcea prea corect, că la mine când m-a făcut atunci să zic la toată clasa că eu nu știam să fac baia, că m-am blocat, ce să fac? Așa? La ea niciodată n-a făcut asta. Și când a început să șoptească un copil despre ea, i-a dat mustrare. Mm-hmm. Păi și la mine n-a făcut asta. Da. Deci ea nu tempera. Nu-i tempera pe copiii aceia care veneau agresiv pentru cum au fost la tine, ci iată, la ea chiar i-a temperat foarte mult. Pe la tine nu-i tempera, la ea a fost temperați copiii. Vezi, încă o dată, de ce am ajuns eu să pun copiii să pun note? Când Cristi, nu știu dacă era la școală, înainte de a fi la elev la școală, eu am început să pun copiii să învețe, să pun note. De ce? Când în fața mea mergeau două fetițe, cred că erau de a doua, a treia, și care discutau între ele așa. Știi ce? Uite, pe lui Maria i-a pus nota 9, iar la celălalt i-a pus 7, dar invers era, zice. Invers. Copiii știu foarte exact. Deci invers era corect, pentru că noi știm pe Maria. Aia a pus 9 pentru că este fiica învățătoare sau a directorului nu știu care sau nu știu ce. Deci vezi? Și atunci am zis, băi, stai o clipă. Deci copiii sunt judecători foarte exacti. Pe ei să-i pun să pună notele. Și așa am ajuns eu la concluzia că cel mai bine pun copiii notele. Și să-ți povestesc că tata era un spectacol. Dar există și o lecție. Vreau să ți-o pună, să o iei și o lecție în direcția asta.
Am stat cu tine de vorbă cu tot dragul și aceste lucruri le-am făcut că te-am simțit într-un moment când tu ai avut nevoie de mine, de discuția asta. Și eu, era un pic atmosfera încinsă și nu știam de ce. Tu fugeai de matematică, că mai bine te-ai fi dus oriunde, și eu trăgeam, deci și n-aveam ritm. Acum, da, păi eu am discutat așa de clar, am spus, uite, ce pățeam eu, cum stăteam în bancă? Uneori vineam să mă bag sub bancă, toate chestia asta, da. Așa, Mărica, acum, îți iei tu, până când ajungi tu la 10 ca să crească performanța asta? Ies tu, numere, le mulțești două câte două, să vezi dacă eu am dreptate. Până luni, când găsești tu timp, te retragi și nu-ți cere nimeni. De acum ai descoperit că așa asta e rețeta. De aici pornim. Deci pur și simplu trebuie să fac 10 înmulțiri. 10 înmulțiri și comutativitate și între ele. Și verificare. Așa, cu verificare. Verificare, perfect. Și în clipa în care se 10 consecutive, te declar fericită. Dacă la 5 ai greșit-o, iei de la început 10 numărătoarea. Înțeles? Dacă la 5 ai greșit-o, spun bine, lasă-mă, Riuca, stai, tu de acum trebuie, în sinceritatea pe care ai încercat-o în discuția noastră, nu că ai încercat-o, am avut-o noi acum în dialog, dialogul ăsta așa frumos, tu trebuie să vezi dacă eu am avut dreptate, dacă asta e rețeta. Da? Bun, Mărica. Și dacă Mihăiță vrea, eu... Azi a fost cea mai frumoasă zi. Că noi am avut așa discuții. Trebuia să avem așa discuții. Este minunat că ai avut curajul să vorbești. Asta este lucru fascinant pentru mine și de o frumusețe rară. Rămâne acum Mihăiță să vedem dacă vrea. Vrea? Nu știu dacă vrea. După ce simți, cred că nu vrea, după vocea ta. Probabil că simți mai bine. Nu cred că vrea. Nu vrea. Lăsăm-o, când vrea. La el nu frigi. Da. Nu frigi. La el nu e urgența numărul unu. La tine este urgența numărul unu. Așa să vorbim pe cea dreaptă. Că aici noi trebuie să ajungem la nivelul acela în care faci de plăcere. Fără stres. Să văd zâmbetul ăsta, ai așa un zâmbet frumos, Măriuca, să zâmbești tot timpul la matematică. Nu trebuie să fii stresată. Ca la pictură, Măriuca. Da, da. Deci, gata, hai să o lăsăm. Te las. Ești afară? Vreau să mai vorbim, dar nu știu dacă mai vrei. Eu da. Uite, Bobu, da. Eu pot să vorbesc. Bine, dar aș vrea... La 12 noapte a fost vorbit continuu. Atâtea lucruri aș vrea să spun. Dar nu înregistrată. Nu, înregistrată, că na. Oftim. Acum poți să oprești. Ceea ce am discutat nu a fost împotriva firii. Dacă... Da. Vrei să... Poți să... înregistrarea ca să mai poți urmări tu altă dată, că nu postăm, că nu e obligație. Da, putem să postăm, doar că o să... Bine, sau tati poate să taie partea când noi vorbim. Care crede el? Când crede el dacă vrea să fie așa? Apropo de discuția frumoasă pe care poate să fie văzută. Deci, în moment... Am zis numele fetei și n-am văzut. Așa. Ce vreau să mai spun următorul lucru, Măriuca. Din păcate, școala asta românească la noi, în loc să vină în sprijinul copilului, dar nu numai, peste tot se întâmplă așa, și să-l dea pe copil de acolo de unde este el. Adică tu, dacă învățătoarea sesizează că sunt niște slăbiciuni, atunci să vină cu ideea, uite, Măriuca, deoparte, eu aș fi făcut, tras deoparte, știi ce, Măriuca, ai niște slăbiciuni, aici, 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 vezi tu că aici nu-i precizii, viteza a scăzut, și atât ce soluții îți propun? Îți propun asta să facem, asta ar fi frumusețea, iar tu ai fi ajuns să o iubești pe învățătoare, să o iubești pentru felul în care te-a luat în brațe și te-a tratat, adică ca pe un om. Nu
a venit și te-a mutilat. Că practic a fost o mutilare a intelectului tău. Adică exact cum te-a feliat. Te-a feliat și fără rămânând ca tu să te zbați într-o suferință continuă. Și ce? Ce îi se întâmplă unui copil când ajunge acasă? Sigur că părinții nu au timp să vadă de unde pornește. Sigur că de cele mai multe ori te găsești vinovată. Dar nu-i timpul să stai și să spui, uite, de aici provine, mi se întâmplă asta, am rămas în urmă, aș vrea să recuperez, cu oarecum să fac, ce să întâmple. Astea sunt lucrurile care îl aduc pe om într-o stare normală. Că tu trebuie să fii tratată ca un om care vrea să fie în stare mâine să poată să-și câștige bucata de pâine, să fie capabil. Și mai ales, cel mai important lucru este atitudinea. Atitudinea pe care trebuie să o ai în fața necunoscutului, de învingător. Acest lucru nu se cultivă. Deci, ce se face? Școala cultivă roboței, adică mecanic, așa, să execuți niște mișcări fără să le înțelegi. Asta e extraordinar de greu. Și de aici se instalează și comoditatea. Să știi, adică tu când se zizezi că nu-ți place, nu poți să faci lucrul acela și nu-ți vine steapă și este tradus ca o stare de comoditate. Adică, cum să zicem în ghilimele, cu puturoșenia aceea în care dacă tot nu pot, n-am rezultate, n-am satisfacții, n-am ce să muncesc, unde, de ce să muncesc. Că nu mă încântă. Totuși am fost puțin păcălită, mai ales cu femeia și cu beul ăsta, că doamna, bine, la favorita, îi punea, sunt sigură că caietul ei are numai FB, dar eu, în general, cred că avea doar B. Dar nu mai zic altceva. Da. Bine, nici notele mele nu sunt gen cele mai bune din clasă, dar sunt destul de bune, na. Dar eu cred că, bine, oricum doamna nu prea îmi punea notele sincer, făcea comparație. Asta era altă chestie. Pot să întreb și pe mami, că și ea a văzut asta cu comparația. Dacă eu am făcut gen, să zicem, de S, dar a făcut altul mai prost decât mine, îmi dă nota B și lui S. Da, am înțeles. Adică ea, din nevoia de a minți, hai să spunem așa, din nevoia de a minți, pentru că încă în școală nu se măsoară calitatea a ceea ce face profesorul. El nu-i plătit pentru calitatea muncii, iar calitatea profesorului, a învățătorului, Măriuca, înseamnă starea aceea de a sta cu fiecare de vorbă, de a lua de acolo unde este. Spuneam eu ție, dacă te-ai fi dus vreodată la lecția 125 și o să faci probabil acum, să vezi o lecție unde am intrat eu la un moment dat într-o clasă de undeva la țară, nu știam niciun copil acolo și cum am făcut lecția, fără să stau de vorbă copii, dar cu toți copiii aceia. Și m-am tot întrebat cum de am reușit și cum de reușesc eu, reușeam de fiecare dată. Întrebi tata ce se întâmpla. Deci eu, acum mă explic așa ușor, niște lucruri. Spuneam că să stabilim o legătură cu ei. Și cu fiecare în parte, dacă unul din ei era neatent, eu îl simțeam. Dacă unul nu neatent, că nu-ți propui să fii neatent, tu ești neatent din cauza că nu înțelegi. Neînțelegând, rămânând în urmă, asta e. Și dacă cineva nu înțelegea, însemna că nu neapărat el e divină, ci trebuia să văd de orice soluție și trebuia să întrerup lecția ca să intru în legătură cu el. Să ia. Deci, da, eu să intru în legătură cu el. Și eventual să întreb, de ce tu nu aici? De ce îți faci? Ce s-a întâmplat aici? Nu știu dacă ți-am povestit apropo de chestia asta.
în primii mei ani de învățământ, am o colegă de-a noastră a intrat în concediu de maternitate și s-a împărțit catedra. Adică orele, clasele cele, erau 4-5 clase fiecare și le avea ea în catedră și cum... Și mi-a revenit și mie o clasă. Okay. De acum se dusese revestea, așa că eu fac orele diferit de toți ceilalți profesori. Așa. În sensul că eu chiar stăteam cu Batista în buzunar și îmi ștergeam roboada de transpirație. Adică mă angajam în lecții, eram prezent, ardeam. A. Da, da, da. Așa se întâmpla. Tata îți poate povesti. Și acum... Când m-am dus la clasa aceea, era o clasă de a 10-a, am intrat acolo, am făcut o problemă acolo care mi s-a părut interesantă și mă duceam la fiecare. Tu ai înțeles? Da, tu ai înțeles? Da, tu ai înțeles? În varianta în care eu lucram. Și, mă rog, i-am prins pe toți în... Exact ca la pescuit există un năvod, dacă ai auzit, o plasă de cei în care prins peștele. Și eu urmăream ca peștișorii care erau elevii de acolo în clasă să fie în năvodul ăsta, să iau lângă mine. Și la un moment dat mă uit la unul și el avea și un defect la voi și zic, și mi s-a părut că el nu a înțeles. Și m-am zis la el, dar el stătea să uită așa lung la mine și foarte visător sau mi s-a părut mie. Și zic, tu n-ai înțeles, m-am zis, tu n-ai înțeles? Ba da, ba da. Dar ce părere aveți de ideea următoare? Și îmi dă o soluție Măriuca, așa de deșteaptă, așa de deșteaptă încât eu tresar de bucurie. Și o scot pe a lui în evidență, criticând-o pe a mea, arătând că e deosebire mare între a mea și a lui, cât e de slabă a mea și cât de bună este a lui. Deci fac asta în plenul clasei. Toți sunt stare de șoc. Nu se închipuiau că profesorul își poate compara soluția lui cu a elevului și că are puterea să spună că e mai bună soluția pe care o dat-o elevul. Și atunci m-am repezit la catalog. Să-i pun 10. Era primul meu 10 care îl dădeam din carieră. Nu dădusem niciun 10 până atunci. Olo! Atenție, la prima întâlnire, dar m-a șocat pur și simplu frumusețea soluției lui. Și când m-am dus acolo, el era corigent pe trimestrul întâi. Era media 4. Era anul împărțit în 3. Eram pe trimestrul 2, cum ar fi fost acum. Și eu am țipat, am zis, cum se poate așa ceva? Cum se poate așa ceva? Și copiii toți au zis, elevii au spus, ba, se poate, domn profesor, că el mai îndrăznea să spună câte o idee de asta și îi spunea, stai jos, că ești prost. Vai! Îți dai seama ce criminal, ce crimă putea produce profesoara aceea. Ei, în momentul în care, mă rog, eu am pus 10-le acela, el a devenit cel mai apropiat al meu, m-a urmărit în clasa 11 și a 12, a fost elevul meu, s-a mutat la clasa a mea, în sfârșit ce au făcut el acolo, dar și i-am schimbat ce? Corigentul. I-am schimbat, hai să spunem, viitorul. A. Da? Deci el în momentul acela a devenit la matematică copil foarte, foarte bun și a reușit în viață cu totul. Așa se întâmpla și la liceul de petrol acolo. Noi, la el, la liceul de petrol, nu era o școală de elită, așa, știi? O școală destul slabă. Dar prin venirea mea acolo și prin modul ăsta de a face lecții, am schimbat complet, să spunem, fața școlii, hai să zic așa. Și doar cu matematica făcută, au ieșit niște copii foarte, foarte buni, nu? Cu fost clasa lui Cristi începând, apoi celelalte clasa lui Aura, lui. Făcând cu totul și cu tot, m-am apucat de a-mi predat informatică, să povestească tata. Acum am luat noi în 90 un calculator de pe la București, deci visam. În momentul în care am deodată am o pornire de așa asta, nu mă mai poate opri nimeni.
Deci eu mă duc și mă urmăresc visul până la capăt. Cu foarte mult efort. Nu ca pe discuții. Lecțiile acestea care le vedem acolo, făcute și cu apicultură și cu matematică, însemnate investiții imense. Nu numai de timp. Fără să mă remunereze cineva. Vreodată. De ce nu iei bani pentru asta? Păi uite-te că acum ceea ce am început eu să fac cu tine este un proiect atât de valoros, de tu nu-ți dai seama. Că noi, dacă după discuția asta atât de frumoasă, tu vei înțelege că noi vom fi autorii videomanualului clasa 5-a, dar învățăm și pe profesori. Că marea dramă este că ei nu știu să predea. Și acesta va fi videomanualul pe care tatăl îl va așeza și îl vom putea publica și ministerul, îl facem cunoscut și ministerul învățământului poate cumpăra. Asta vreau să spun. Ăsta e proiectul meu cu tine. Altă chestie la școală care mi se întâmpla, care se întâmpla, era un copil, da, copil, și în școala noastră există clase A, B, C, D, E. Clase paralele. Clase paralele. Da, și exact, pe grupuri. Eu eram A, B și era o clasă lângă mine care era A. Așa. Și din toată școala, clasa era plină, plină cu copii de ăștia răi, ca să nu zic așa, rău. Da. Că nu-mi prea-mi place. Așa. Și era unul specific acolo care avea un tupeu, țipa la profesoare, dădea cu apă pe jos, lua nu știu jucării și îți dădea așa jucării de-astea zgomotoase și îți dădea la ureche să te deranjeze. Dar nu am văzut niciodată că a luat o mustrare. Sau ceva. Niciodată. Și eu l-am tot mustrare odată pentru ceva de 2 lei. Da, am înțeles. Acum, vezi tu, Măriuca, iar ne întoarcem. Oamenii sunt diferiți. Nu există doi oameni identici. Deci oamenii sunt diferiți. Copiii sunt diferiți. Ei provin din medii diferite, cu educații, cu mod de comportament diferit. Și atunci... din păcate, grupurile acestea sunt cele pe care trebuie să, cum să spun, să ai puterea să discerni și să selectezi din ce ți se oferă ce bine și ce rău. Sigur că sunt simpatii, sunt acei tolerați, agresivi. Crescând acum mai mare din clasa a 5-a, vei vedea și comportamente foarte ciudate, destul de urâte. Trebuie să faci o selecție continuu în ceea ce privește achizițiile de informații de calitate. Deci tu trebuie să poți să achiziționezi din jurul tău ceea ce ți este ții de folos. Sigur că, din păcate, ești prinsă în capcana asta, că influența asta a colectivului este definitorie. Nu poți să stai izolat. Nu poți, ca individ, nu poți. O albinuță, dacă stă deoparte de ghemul, de familia ei, moare imediat. Deci trebuie în colectiv acolo să fii, dar trebuie să fii tot timpul frământată de... modul ăsta de a câștiga, de a vedea selectiv ce lucruri se poți lua. Totul depinde de ceea ce îți propui să faci. Deci, în toată chestia asta, credința are un rol. Mărica, credința are un rol extraordinar de important. Extraordinar. Deci, atât de important cine descoperă cât de important este credința, el are o șansă. Eu n-am avut șansa asta, că în familie noi nu făceam, nu știu dacă știam tatăl nostru pe timpul școlii, nu știam nici tatăl nostru, nu se făcea religia în școală. Deci a fost foarte greu.
foarte, foarte greu, neavând suportul ăsta. Nu e, credința este temelia pe care punem toată construcția. Asta e temelia. Deci, acolo unde la bază există credința, atunci 100% se realizează progresul. Pentru că, vezi acum, zicem, cu telefonul, cum spui tu? Sunt în rețea sau nu sunt în rețea? Nu? Spui de foarte repede. Când mi-a ieșit telefonul, n-am acoperire cu telefonul, nu spui așa? Ce? Mă auzi? Da, te aud, dar nu înțeleg. Uite acum spun, imediat îți spun. Dar ai auzit de exprimarea asta? Că nu mai am internet. Nu mai am internet, n-am acoperire și în sfârșit. Ei, trebuie să înțelegi că internetul înseamnă posibilitatea de a comunica dintr-o zonă în cealaltă. Asta înseamnă, nu? Și atunci sunt aceste unde care se transmit. Noi suntem ca într-o pânză cu undele acestea. Ca într-o pânză, așa, și în clipa în care ai văzut acele antene foarte mari, prin satelit vine informația la antenele acelea și din la antenele acelea ajungi la tine acasă, să zicem, nu? Ei, telefonul, ori mergi pe afară, nu știi, el dacă ai acoperire, poți să comunici cu cel din America, cu Ana. Vorbești cu Ana și așa mai departe. Dar știi cea mai tare rețea care este? De câteva săptămâni mă vine minte, rețeaua Duhului Sfânt. Este cea mai tare rețea. Că tu de câteva ori mi-ai spus mie așa. Mi-ai spus, băule, uite că vreau să te întreb asta, sau ai pus exercițiul ăsta, cum de l-ai făcut? Exact pe cel, dar ce ai urmărit tu? Exact ceea ce vroiam eu să fac prin exercițiul acela, l-ai simțit tu. Mezi de vreo două ori. Și ți-am spus prin Duhul Sfânt. Ei, rețeaua aceasta a Duhului Sfânt, Măriuca, a apărut încă de la cincizecime. Nu știu dacă tu știi toată povestea asta minunată, minunată pe care Dumnezeu a făcut-o cu noi. Nu. Nu știi povestea așa, dar am să-ți povestesc pe scurt, cât pot eu, ca pe o poveste adevărată este așa asta, dar eu încerc să îmbrac ca o poveste. Deci era undeva la un moment dat, la început oamenii erau organizați triburi, știi ce înseamnă triburi? Adică grupuri pe familie. Și fiecare își domina zona, își apăra teritoriul său în sfârșit. Da. Și la un moment dat, mai multe triburi făceau o colectivitate. Și o familie nu aveau copii. Și se socotea la vremea aceea că cei care n-au copii copilul însemna o binecuvântare la Dumnezeu. Și n-au copii, da? Nu au copii pentru că au greșit în fața lui Dumnezeu. Și atunci când se duceau la templu ca să dea jertfă, tu ai văzut, nu? Când tate merge la biserică și mame, duc prescurica aceea, cu lumânare și cu prescura. Da. Aceea e jertfa pe care o ducem noi. Ea, din ea, se întoarce înapoi sub formă de anafură, că este sfințită, da? Deci aceea se întoarce înapoi la oameni, prescurica aceea. Și acolo, la vremea aceea, era o formă de jertfă făcută ducând un mieluț, deci un produs anume. Da. Și familia aceasta era lăsată tot timpul la sfârșit. Fiindcă anii treceau și ei nu aveau copii și spuneau, voi la sfârșit, dacă și într-una din zile nu li mai iau. Când ajunge să dea jertfa, spune, plecați de aici că nu vă mai luăm nimic. Înseamnă că Dumnezeu s-a supărat pe voi și la revedere. Deci au primit cea mai dură, tu spuneai din clasă când ți s-a spus că nu știu ce, dar acolo, ce dur a fost momentul acela, când ei, da, poate n-aveau nicio, ei stăteau să rugau tot timpul să rugau. Și preotul acela face chestia asta, poate chiar Dumnezeu rânduit, nu știu, o să vedem, ca ei să fie
trimiși acasă și să nu disiară jertfa. Și atunci, în suferința aceea cumplită, bătrân fiind, îi spune, unul se numea Ioachim și celălalt Ana. Așa. Familia era Ioachim și Ana. Și uite, îi spune, Ana, eu am să mă duc, la stânile care aveau, că aveau cămile, oi, nu știu ce aveau acolo, ciobani. Erau foarte bogați. Eu am să mă duc la stână să stau acolo să mă rog, să stau în rugăciuni cât am să pot de mult. Hai să facem așa, eu mă duc la rugăciuni și tu ce stai acasă sau te duci tu acolo, zici, este, știi, acolo aproape de noi este peștera aceea și dacă vrei, zi, am să văd eu unde să mă duc. Mă duc în grădină și eu să stau în rugăciuni și amândoi în rugăciuni 40 de zile. 40 de zile în rugăciuni, se izolează și mănâncă doar câte o bucățică de pâine și beau cu apă, deci țin și post. Post și rugăciune. Și uneori stau câte o zi, câte două, de nu mănâncă nimic. Și stând în rugăciune, în post și rugăciune 40 de zile, deodată, în fața lui, acolo cum se ruga, vine îngerul Gavril și spune, Ioachime, ruga ta a fost auzită de Dumnezeu. Și în același timp ajungi și la Ana. Veți avea o fetiță și să-i puneți numele Maria. Da. Da? Așa acum am povestea. O știi? Da, o știu. Acum te-ai prins, da. Dar după aia a lăsat-o, dar am uitat de ce. A venit înger și i-a dat mâncări foarte bune și de-astea. Și ei au crescut-o. Îngeri. Așa, da. Dar hai, că eu am forma creangă, nu? Mi s-a spus creangă da. Al matematicii. Așa, am aici povestea așa frumoasă pe care o pot să trăi. Și acum, ei, dar erau bătrâni. În mod normal, după firea lucrurilor, nu mai puteau să aibă copii. Tu înțelegi foarte bine, nu mai trebuia să, nu se mai putea. Era peste fire. Ei bine. Și au pe Maria, așa cum se spune. Dar ei fac așa, spune așa. Că în rugăciune au spus așa, Doamne, dacă ne vei da un copil, ți-l dăm la templu. Ți-l întoarcem înapoi, că e darul tău. Noi ne-am rugat toată perioada, dar numai tu ești cel care, dacă ne vei mângâia sufletul cu un copil, nu știu, fetiță, dar o primit răspunsul de la îngerul Gavril că fetiță va fi și numele cum va fi, cum Maria va trebui să fie. Și în momentul în care au pe Maria, fiind bătrâni, nu mai stau pe gânduri, când face 3 ani, Maria, o duc la templu. Ei erau epuizați. Își dădeau seama că în scurt timp vor trece la Domnul și că numai asta e soluția, așa și cum o promiseseră. Iar Maria mergea, a fost un grup de copii cu care au condus-o pe ea la templu și ea mergea în frunte fără să stea pe gânduri. Scările la templu erau cât ea de înalte și ea pășea din scară în scară, îngerii o duceau pur și simplu pe brațe. Și ajunge acolo, rămâne la templu, rămâne până la 15 ani. Un pic mai mare, cu 3-4 ani decât timp. Și la templu, unde la templu o primește un preot care are un pic rudă cu ea, Zaharia se numea preotul acela. Și o primește preotul care era de serviciu Zaharia acolo și sigur că o duce într-un loc cum ar fi în Sfântul Altar, unde nu se intră, acolo pe vremea aceea nu se intra tot timpul, o singură dată intra preotul pe an. Și ea este crescută la templu, dar este crescută și în Sfânta Sfintelor, tocmai în locul acela atât de desfințit, atât de minunat. Pentru că Dumnezeu o pregătește cu foarte multă grijă. Cu foarte multă grijă, pentru că cu ea avea o lucrare minunată. Minunată. Și așa, la 15 ani, obicei era așa, ca la 15 ani fetițele să fie retrase de la templu și să se căsătorească.
Și atunci vine un Iosif, care murise soția și avea patru copii. Și acest Iosif vine și se logodește, o ia pe Maria acasă. Dar logodna presupunea doar așa o perioadă de timp când ea în sfințenie trăia în continuare. Deci la Iosif o ia acasă, frații o privesc nu prea așa cu multă îngăduință, destul de așa scrâșnit din dinți că vine o nouă mămica lor, nu erau așa încântați. Și acum, deodată, când trebăluia ea prin casă, deodată apare ca într-o lumină îngerul Gavril și spune: Bucur-te, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei. Iată, tu vei lua în pântece și vei naște fiu. Și acesta fiul lui Dumnezeu, fiul celui preanalt se va numi. Dar ea îi spune că eu nu sunt căsătorită încă, nu știu cum să fie asta, că nu pare a fi așa de înțeles. Și zice, Duhul Sfânt te va umbri. Duhul Sfânt te va umbri și el și el este cel care va conduce toată operația asta. Și ea, fără să înțeleagă, zice: Bine, iată roaba ta, fie mie după cuvântul tău. Adică accept lucruri de neconceput, de neacceptat, de neînțeles. Dumnezeu în toată lucrarea asta este atât de minuțios încât o pregătește atât de atent într-o sfințenie făcută toată asta, pentru că coboară Fiul lui Dumnezeu. Ea trebuia să nască pe Fiul lui Dumnezeu, pe Hristos. Și acum e minunat momentul. Îngerul, ca să o convingă, îi spune așa: Tu o știi pe verișoara ta. Cine era verișoara? Verișoara era soția lui Zaharia, preotului Zaharia. Preotul Zaharia era și el înaintat în vârstă și era și el necăjit și supărat, că tot așa n-avea copii. Și era trist și el din numai. Dar era verișoara lui Maria. Zice, știi că verișoara ta e tot așa înaintată în vârstă și că n-ar fi trebuit să aibă copii. Și iată că prin puterea lui Dumnezeu ei au copii acum. Ea este însărcinată în luna a șasea. Ei, Măriuca, ăsta e argumentul pentru care ea zice, fie mie după cuvântul tău. Și accept asta. Dar pe vremea aceea, așa era de grav, încât Iosif, care nu avea nicio contribuție, și sper că o să înțelegi, sau poate chiar acum înțelegi, nu avea nicio contribuție la apariția copilului acesta, ca tată. Înțeleg, el, da. Minunat. Și el atunci când Maria a vrut să-i povestească, îi spune, cum? Zbanșoc de mine, o copilă? Lasă că îi dau eu pe mâna celor judecători și ea trebuia să fie omorâtă cu pietre. Asta era legea atunci. Și mai se gândește și răspăi decât să o las, să o omoare cu pietre, mai bine o las și fug eu de acasă, o părăsesc. Și ea simte. Și unde se duce? Se duce la verișoara ei. Da? Se duce la verișoara ei, care era deja însărcinată în luna a șasea. Și știți cu cine era? Cu Sfântul Ioan. Deci Sfântul Ioan, care va fi înainte mergătorul, când ajunge Sfânta Maria la ea, nu ajunge să-i spună nimic, decât o salută. Și ea și Sfântul Ioan din Burtică îi se închină lui Dumnezeu. Îi se închină lui Dumnezeu, lui Hristos,
Pentru că când dumnezeirea s-a apropiat atât de mult, el s-a umplut de Duh Sfânt și Elisabeta, verișoara. S-a umplut de Duh Sfânt și ea răspunde, de unde cinstea asta a mea să vină mama Domnului și Dumnezeului meu la mine? Și atunci ea spune, Maica Domnului răspunde, de acum mă voi ferici toate popoarele. Răspunde. Deci își dă seama și ea, prima care mărturisește că fiul, fără să-i spună ce a avut ea discuții cu îngerul Gavril. Nu i-a spus. Nu a avut timp. Și stă cam la 3 luni de zile. Dar am uitat să spun un lucru. Că în clipa în care Zaharia, care fusese preotul la așa și când și el a primit cu 6 luni în urmă, a primit veste că va avea un copil, îngerul tot așa i s-a arătat, Gavril, că el, îngerul Gavril este cel cu vestea. Okay. El a primit vestea cea mare. Și acum când îngerul Gavril i-a spus asta cu 6 luni în urmă și preotul a zis așa, ai, lasă-mă, poate ce vorbești, cum să vorbești, când eu sunt bătrân, Elisabeta, soția mea e bătrână, nici vorbă de așa ceva. De unde să-și cred eu că tu nu ești un duh rău? Mă păcălești. Și el îi spune, nu sunt duh rău. Uite-te acum, eu sunt de la Dumnezeu, sunt îngerul Gavril. Tu nu mă crezi, dar din clipa asta vei muți. Și doar la momentul când se va naște, copilul care se va naște, Ioan nu va fi și va fi înainte mergătorului Hristos. Era un fel de nepot, de verișor, într-un fel, dacă ele erau mamele verișoare, iată că și eu sunt eu. Și el cu 6 luni se naște. Stă Maica Domnului, aici vreau să spun, stă Maica Domnului, Maria stă la verișoara ei încă 3 luni de zile. 3 luni de zile, adică până aproape să se nască sau să fi născut și Sfântul Ioan, n-o stat ele de vorbă, s-o povestit toate. Știa foarte bine că el care va fi născut, va fi Dumnezeu. Este Fiul lui Dumnezeu. Este Fiul lui Dumnezeu care a decis să se întrupeze și să vină pe pământ pentru a ne salva pe noi. Este minunată lucrarea. Așa că, cum s-a putut discuta toate acestea? Prin Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt este cel care face legăturile acestea minunate pe care noi nu le putem înțelege. Și când reușim să ne ajungem să... Eu cred Maria acum, da? O să mai discut povestea, o să mai spun și altă dată. Eu cred că acum a lucrat atât de minunat Duhul Sfânt, încât tu ai avut puterea să discuți cu mine atât de sincer și așa de curat, încât eu nu te voi uita niciodată. Pentru că ai simțit nevoia să stai de vorbă cu un prieten. Așa ai înțeles tu acum că de unde supărarea ta? Și eu eram și eu într-o stare de tensiune destul de mare și noi ne întâlneam nu zâmbindu-ne, ci un pic crispați, așa fiecare în felul lui spunând, iarăși, eu simțeam că nu pot duce munca la capăt, trebuie să spun, că simțeam că este un efort inutil, tu simțeai că tot inutil este, pentru câtă vreme nu simți bucuria asta a dialogului, n-ar avea niciun rost. Așa că Duhul Sfânt a făcut această legătură, mă, Marica. Asta trebuie să te bucuri. Duhul Sfânt te-a determinat pe tine să te deschizi, să vorbim așa ca doi prieteni. Ăsta e lucru minunat. Și când o să mai ai timp așa, o să continui povestea, că este povestea minunată, minunată. Eu am avut momente de acestea când mi s-a spus faci așa și faci așa și faci așa. Și am făcut așa. Am primit ca un mesaj, ca un program de lucru. Că trebuia să fac așa. Tu știi pe Aurel, nu? Aurel, fratele lui Adi. Da, știu. O să-ți povestesc altă dată. Tatăl știe exact cum pe Aurel l-am luat și l-am dus la Iași, la facultate, la liceu.
când era clasa 8-a, dar o să mai discutăm altă dată, mai pe dialetă, nu grab acum, că uite, Mimi mă cheamă să mă duc să stau un pic la masă, da? E foame, Măriuca. Cred că și ție foame, că așa? Da. Da, poftă bună. O seară bună. Și vă. La revedere. Te pup cu drag. Dar să nu uiți să faci asta, să vedem dacă rețeta mea, dacă e adevărată. Da? Bine, vă pupăm pe toți. Pe toți cu drag. Ei, da. Tu faci asta. Pupi pe toți, că am stat de vorbă cu atâta plăcere. Cu atâta Închidem, pa! Da, pa!